Păi, dar ce se aude oaș? Păi că se aude UTB-ul. Bă, dar și ăsta, dar cum o să-l găsi? Hei, salutare fraților și bine v-am mai găsit din nou la mine pe canal. Astăzi, pare că o să începem încă o nouă zi. După cum vă vedeți, mă aflu aici așa, într-o pădure de floarea soarelui. Aude-te ce e aici așa. Deci, aici e cel mai bine. Aer curat. Am aici așa frunzele care emană oxigen direct la nasul meu. Ce să mai? Haide bă, nene, să vedem ce treabă vom face astăzi, că nici nu știu că acum mă târzi. Ești tu ce mă târzi pe mine? La ce e ăla? Aaaa, pare că e grebla, ui. Din câte văd este UTB-ul și cu grebla. Și aici așa? Ce este? Ia să vedem. A, Luceina, mă. Cred că sânge Luceina astăzi. La ovăz, ovăzul ce să zic de el, trecuia din aer pe acelea și vă zic că s-a cam schimbat la față, știi? Deci, s-a cam uscat de... Și cam așa și iese pe sub brazdă. Acum mai este de, uite, câte o pală, uite, câte un fir, care este mai verdun. Dar zic să-l strâng și pe el, îl strâng definitiv și mai las vreo 2-3 zile, după care să-l luăm, să-l facem și pe el, baloței. Cam așa și se strânge. Avem probleme pe aici și pe la... Brazdile de pe margini, unde am mai fost lui mai acălcată, știi? Că el... Ăsta a fost ovăzul ăla gigant. Aude-te, zi tu aici, așa. Zi tu. Aude, nu? Bă, nu poate mai trage aer, bă, tâinul UTB. Cam așa și iese, vezi, uite, mai este, uite, mai ales pe aici, așa, pe la nodurile astea. Aici să verifică bine. Că aici, dacă ai vedeați în el, îl faci bălegai, dacă îl faci baloți. Da, deocamdată n-a început să facă bobu. Chiar a fost cosit la timp. Îți aminte când l-am cosit? Bă, de ea până aici, ea avea 1,30 m, cam ceva gen. A fost ovăz mare, de a mers ovăzul de nota 2000. Și acum de la ovăz ne-am mutat din nou la Lucernă. Ce să mai merge, să ia aici de minune. Să luăm să terminăm și aici, după care mai avem încă un teren și am cam încheiat. Mâine dăm drumul la balotat. Să scăpăm și de asta a doua coasă și pe urmă ne băgăm la recoltat de griu. Vreau să vă arăt aici și ce am mai făcut, am mai pus aici două proiectoare, 48 W, cam așa și arată acum noul UTB cu proiectoare și pe față și pe față, bineînțeles și pe spate. Acum putere de încărcare să avem la ele. Mă gândeam să pun și aici pe lateral, dar hai bă, las-o și așa. Să avem alternatorul bun să încarce ca lumea. Lumina avem destulă. Asta ne-am mutat și în ultimul teren. Aude ce merge treaba. Facem și aici brezduțe și cam am terminat. Bă, dar e tare faza cum este brunzată, uite-te și tu. Deci am luat un fir de lucernă și uite-te și tu. Pe partea cealaltă e verde și aici este arsă. Stai cum este la mare. Ai văzut, dacă stai mai pe buită, te ai copă spat. Ia uite-te, băi, frate! Bă, dar strânge bine, mă, grebla asta. Îmi face treaba, ce să mai. Ce muncă mai era odată? Parcă mi-aduc aminte când eram copil. Băi, și ne strângeam. Și strângeam frumos cu grebla, cu fuica. Făceai brazdă frumos. Bine, înainte nu prea să făcea brazde. Că o luai așa, o luai în căiuță. O făceai gremezi, știi? Acum ne-am mecanizat și noi. Ce să mai ai? Stăm și noi frumos. Ori stai acolo așa pe utilaj. Un singur lucrător. Dai drumul la treabă, strânge aici și apoi păi, mă, la balotat, ce mai este de căiat? Dar și de căiat, am văzut că sunt utilaje care îi încarcă, ai văzut cum e în faimii în simulatori. Mă, cu ceva timp și primisesem invitații de la un mare fermier care are cultivat 1200 de hectare, parcă, de lucernă. Bineînțeles, omul era bazat, adică avea utilaje ultimul răgnet. Și lucerna mi se pare că o lua și o procesa, nu știu, o făcea furaje, nu știu, avea propria lui fabrică. A fost ocupat atunci când a fost cu prima coasă de lucernă și pe la mine pe aici în zonă. Poi m-am fost și cu floarea soarelui. Dar poate ne facem timp să ajungem și pe acolo așa. Hai că mi-a venit un boss. Boss, boss. Hai, boss, 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 boss.
Vino, bă, aici. Boss. Uite ce m-am împrietenit cu el. Iată că a trecut o zi și astăzi suntem pe Balotar. Treaba pe asta, după cum se vede, am mai avem pe asta până la capăt, după mai ne facem pe asta. În loc de pac, folosim și pe ăsta. Așa, frumos, elegant. Aude. În loc de pac. Țac, pac. Mă uitam pe aici, pe la grâu. Adică grâul chiar mai e puțin și cam trebuie recoltat. Ce să mai, cred că de săptămâna care vine. Dar totuși mai are verzetură până el. O, că la mine aici în zonă nici ozul nu s-a terminat de recoltat. Dar ne gândim de acolo la grâu. Acum, balotată mama focului. După cum se vede, am început deja și pe al doilea teren. Gata, fratilor, am încheiat. Balotii pe loc. Nu sună băieții să vină să lucra aici, că nu se vede cam să înnovească. Dați-vă și voi și mie pâine, să nu mă pâine de ploaia. Că n-aș avea timp nici să-i fac, nici să-i cai. Dar așa, îi balotăm și îi căiem, încercăm să mergem cu toate odată. În al treilea loc, așa sunt și băiatele. Să pare că s-a menținut destul de bine. Uite, pe acolo am făcut și o băiată. Aici suntem pe a doua. La culoare arată destul de bine Luceaina. Ținând cont că... știi că am costit atunci pe ploaie. Eu mă gândeam că o să se regrească, dar... dacă deocamdată am pus să destul de bine. Mă gândesc dacă mai stătea ceva timp și o prindea ploaie, atunci să sfârgea ea. Balotăm ovăsul, după cum se vede în spate, dacă fac așa. Singura chestie ce este e prea cred că am fac. Bine, și ovăsul a fost mare și trebuie ținut ușor, altfel... Băi, când mă uit la baloții ăștia, mi-aduce aminte când era aglomerația pe DN1 la altă iarna. Sau și acum, actual, pe autostrada Soarelui, sunt spre mare. Sau vititei, baie la baie. Și cam așa este, fraților, și baloții, după cum vedeți, uite, aici așa, o văz, frumos, aranjat, uite, așa este și balotul, frumos, uite, de aici așa, de tunghiulari, la sfoaie, vezi, uite-te și tu, ceva e mai mult de atâta, ai văzut la câte unii pac, mai, ba, este așa, rotunjiți aici, ba, este așa, ceva gen pe triunghiulai. Și tot așa. Și tot în balot. Până pe vârful acolo așa. Și dincolo de el. Mai bun de încărcat. Meserie, tati, nu glumă.